Odată cu trecerea iernii au apărut și gropile încarosabili, chiar și pe străzile reparate sau reabilitate anul trecut. Astfel, șoferii sunt cei mai mulțumiți de inițiativa primăriei de a inventaria gropile din asfalt. Inițiativa e foarte bună. Sigur că da. Sunt probleme în trafic? Sunt probleme pe carosabil? Probleme. Acum, întotdeauna primăvara, după ce se dezgheață, apar probleme în trafic. Multe gropi, multe șanțuri. Da, e o idee bună dacă ar și ține cont de... De ce spune fiecare persoană din orașul Craiova? Ei nu se lovesc de ele, primarii. Ei nu trec pe străzi, la vreo, merg pe, cu elicopterul. Ei trebuie să vadă în primul rând că ei circulă. Au poliție locală, au destule în subordinea primării care poate să-i trimată să inventarieze. Am văzut că s-au apucat să lucreze pe anumite străzi, că fac canalele din nou, străzi care l-au asfaltat anul trecut. După centralizarea pe cartiere, vor fi plombate cu prioritate gropile mari, care pot pune în pericol circulația și chiar viața conducătorilor auto. Deocamdată, vremea nu permite turnarea de covor asfaltic, astfel că plombările vor fi făcute cu mixturi asfaltice realizate la rece. Aceste reparații sunt provizorii, deci ele se astupă cu aceste mixturi asfaltice pentru a elimina disconfortul, dar imediat ce vremea va permite, se vor face reparații la modul serios. Am creat și o acțiune pe site-ul primăriei, am anunțat o acțiune în sensul că de depistare a gropilor, cetățenii au posibilitatea să anunțe pe site-ul primăriei, pe adresa de mail a primăriei, dar și la telefonul cetățeanului. Pe străzile din Craiova reabilitate cu fonduri europene aflate în garanție, cum sunt străzile Râului sau Caracal, plombarea sau repararea zonelor afectate din carosabil intră în sarcina constructorului care a făcut de asemenea o inventariere a zonelor afectate.